Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă emisiune. În această seară, alături de mine este ciobotarul Gabriel. Bună seara, Gabriel. Bună seara. Gabriel este președintele Asociației Șansa Ta. Gabi, pentru început vreau să te întreb ce înseamnă pentru tine asociația asta. Asociația Șansa Ta înseamnă implicare, responsabilitate, înseamnă bucurie, înseamnă vindecare din punct de vedere sufletesc, social și uman. Cum ți-a venit ție ideea să creezi această asociație? Păi de mii fac proiecte sociale, neștiind că se vor chema în viitor proiecte. Făceam lucruri mărunte. Dă-ne un exemplu, dacă ți-aducem când erai mic. Păi îi ajutam pe oamenii care se aflau în dificultate. Colaborăm cu alte ONG-uri. Erai voluntar? Asociație, voluntar, da. Și vedeam că alții sunt mai rău ca mine. Și atunci am încercat să fac ceva pentru ei. Și mă bucuram, mă simțeam împlinit. Pentru că, nu. Ești mai fericit să dăruiești decât să primești. Da, și medicul recomandă. Știu că ai avut o copilărie mai zbuciumată. Poți să ne spui ce ți-aduce aminte din primii ani de viață ai tăi? Păi nu, până la 10 ani am avut o copilărie ok, ca orice copil, cu părinți, cu, mă rog, un singur părinte. După ce s-a întâmplat? Zbuciumată. Nu știu dacă înțelegeam în copilăria aceea că era zbuciumată. Dar după poate vedeai că ceva nu e cum trebuia sau... Cred că sunt mulți copii în lumea asta care suferă și sunt am trecut și mulți. Eu... Nu, ca orice... Nu ca oricine, dar... A fost șansa mea că Dumnezeu m-a ajutat să rezolv multe obstacole ale vieții. Și... Ce mi-aduc aminte de copilărie? Mi-aduc aminte că eram așa... Cum să zic eu... Nu zăpăcit, rebel. Rebel, îmi plăcea să explorez lumea, să cunosc, să deranjez pe oameni ca să învăț lucruri noi. Păi asta nu înseamnă că erai neapărat rebel, dacă vreau să înveți ceva. Eram, pentru că eram neastăpăra. Plecam de acasă, stăteam seara, adică era... Nu avea niciun stres. Nu. Ajungeam acasă, mamă cânta la chitară. Ăla era singur. Și mi-aduc aminte o chestie, noi aveam o ușă foarte mare și de-abia mama de-abia spălase geamul, știi? Și am intrat, am crezut că intru în casă. Zic, și de fapt am intrat în geam. Am spart geamul, îți dai seama. M-am lovit atunci și pentru atunci a fost o lecție de viață, să fiu atent la detalii, mai ales când intri undeva. Mi s-a întâmplat și mie, intru într-un geam, dar nu l-am spart. Depinde. După 10 ani, ce s-a întâmplat? După ce ai ajuns la 10 ani? Păi în 10 ani, tatăl meu a fost aviator și s-a prăbușit cu pasagerii. Iar mama mea a fost cântăreață. Și de mic mai mergeam cu ea pe unde avea concerte și așa mai departe. Și a avut sarcină exoterină și a murit. Și a trebuit să rămân singur pe lume. Există și o carte singur pe lume. Mm-hmm. Am citit-o, am vrut să văd dacă mă regăsesc. Și te-ai regăsit? În unele chestii. În unele chestii, da. În lupta pentru a supraviețui. După ce s-a întâmplat, după ce a murit și mama ta, ai ajuns într-un centru de plasament? Am fost într-un centru de copii. Asta mai întâi la niște rude. Nu avea, asta vreau să te întreb. Da, la rude, dar nu eram cu minte. Stăteau undeva pe la periș, îmi făceam cazemate prin copaci, fugeam. Asta eram... nu înseamnă că nu era cu minte. Toți copiii. Mi-a schimbat mediul asta. Din oraș în pădure și atunci trebuia să creez ceva nou. Dar cred că mi-am dat seama atunci de pierderea părinților imediat. Nu este ușor să crești singur și... Mai că nu este ușor. Nu este, da. Dar Dumnezeu a avut grijă să trec peste lucrurile astea, implicându-mă pentru cei din jur și cred că mi-au umplut anumite goluri, cred. Simțeam, ca orice om, ca orice copil, pentru că știi care este ideea? Rămâi singur atunci când ai multă nevoie. Că orice om rămâne fără părinți la un moment dat. Normal. Dar când ai nevoie să crești, să ai nevoie de afecțiune, lucrurile astea au rămas în urmă. Și... faptul că la un centru care am stat în București, oamenii care ne ajutau din punct de vedere material, după 89 mai ales, după Revoluție, au reușit să ne ajute, să ne umple anumite goluri din punct de vedere material. Dar sufletește, na, oamenii veneau și plecau. Ca așa e în viață. Oamenii vin și trec. Vin și pleacă. Vin și pleacă prin viața ta. Dar dacă știi să prinzi cât un pic din fiecare, îți creezi tu oarecum o viață a altora din, nu știu... Înțeles. Poți să ne povestești puțin cum era la orfelinat, că mulți dintre noi, și eu am prieteni și colegi de vârsta mea, care sunt nemulțumiți pentru ceea ce au. Și au amândoi părinți, au ce să mănânci, au unde să stea.
Și nu-și dau seama și de... acum există centre de plasament în România, nu mai se cheamă orfelinat, pentru că acum nu mai sunt copii fără părinți. Ori mai sunt copii fără părinți, dar în sensul că nu m-au voie să-i bagi în centre de plasament conform legii până la vârsta de 2 ani, trebuie să sunt maternali. Și a fi orfan nu înseamnă neapărat că poți să fii orfan și cu părinți. Dar sunt foarte mulți copii care părinții nu știu să citească. Muncesc dimineață până seara, mulți pleacă în străinătate, copiii cresc singuri. Este tot un orfan. Mai rău este că dacă stai într-un centru, măcar avea cineva grijă de tine permanent, avea acces la educație, la o masă, niște chestii. Acum trebuie să te descurci singur și cu societatea asta destul nesigură. E foarte greu. Da. Vreau să ne povestești puțin ce mâncați acolo. Că... Păi, hai să spun o chestie. Făceați mofturi la mâncare? Nu, dar niciodată nu mi-a părut rău de mâncarea simplă pe care o aveam. Mă gândesc acum, când eram eu, mă gândeam la oamenii din jur. Păi, uite ce mari sunt oamenii ăștia, de ce sunt așa de bolnavi? Mă gândeam ca un copil. De ce se îmbolnăvesc oamenii, mă întrebam. Și acum mai mult mi-am dat seama că de la alimentație se îmbolnăvesc. Și să știi că nu mi-a părut rău, Dumnezeu a avut grijă ca hrana simplă pe care am avut-o să nu mă îmbolnăvesc și să trăiesc așa. Nu, ți-a dat bani greu ca să fie ca mine slăbut. Da, în America ai văzut obezitatea acestea. Îmi place că ai simțul umorului. De fiecare dată, te știu de când eram mai mici, mereu când ne salutam, puneai așa mâna la ureche, ziceai, alo? Păi trebuie să fii diferit într-o lume. Da, oameni, indiferent de vârstă, trebuie să te adaptezi. Cum se purtau educatorii cu voi, oamenii care aveau grijă de voi? Puțini educatori în viața mea au jucat un rol important în viața mea. Unii vin material. Unii chiar își făceau datoria cum trebuie. Unii oameni chiar mă încurajau că să ajungi departe și mai... Nu ne dăm seama ce înseamnă departe. Tu ai crezut în tine? Da. Asta e cel mai important. Nu mi-am dat seama că crede în mine. Eu am mers înainte. Eu mi-am propus așa. Familie, școală, sport și biserică. Trei lucruri mi-a plăcut în viața asta să fac. Adică nu mi-a plăcut. De mic m-am gândit, dacă faci sport, înseamnă că e sănătos. Da. Dacă mergi la biserică, eu las Dumnezeu și te protejează. Dacă că familie. Mama și tata tău sunt cei care fac voia Tatălui Său, spune Biblia. Și atunci și școala. Pentru că educația te scapă de sărăcie și te ajută să crești. Și le-ai pus familia pe pentru că familia erau toate trei. Și le-ai realizat? Am făcut sport 10 ani, un antrenor m-a ajutat, un fel de aikido, de autoapărare. M-am învățat să formez crisis, să am grijă de mine, să... A fost ok. Și biserica, da, m-a ajutat să cresc, implicându-mă în proiectele bisericii. Dacă te duci și stai acolo și nu mai asculti, normal. Nu-mi place să mă duc în biserică să stau. Este omul de acțiune. Am lucrat 10 ani în protecția copilului și nu-mi plăcea să ba la ușă ca să întrebe pe copil de ce merge la școală. Și să crești ceva care să aduce o schimbare în comunitatea și în mediul în care trăim. Mi-a plăcut tot timpul să fie ceva diferit și nou. Deci ai realizat toate obiectivele astea pe care le-ai avut. N-am făcut sport de performanță. Nu, dar a fost un sport de întreținere și să iei din mediul în care... să știi că sportul te ajută să uiți de multe lucruri. Știu, și eu joc fotbal în fiecare săptămână și mă ajută. Adică mă relaxez. Și antrenorii și echipa mă luau în tabere mai gratuit. Mai mergeam și cu cei din centre, dar în centre erau taberele simple. Apropo de tabere, erau simple. Nu mai sunt acum creative, nu avea nimeni să te învețe nimic. Să vorbim puțin mai încolo și despre tabere, că știu că mergi cu copii de la centru acolo, îi duci în tabără. Vrei să... Tu, când ai fost acolo, ai avut parte de dragoste, de afecțiune? Eu cred că cerșeam iubire. Ca orice copil când se duce, mă duc... Am auzit o fază faină de tot care o adaptez și mi-aduc aminte... Mă duc până la mami să cer un pic de iubire și cu acest lucru la joacă. Noi trebuia să cerșăm, să creăm ceva care să putem să avem afectivitate. Când te implici lângă oameni, oamenii îți oferă și ție o vorbă bună, un sfat. Iubirea nu înseamnă numai îmbrățișările. Înseamnă să fii altul de tine și nu este greu într-un centru unde sunt peste 200 de copii. Normal, că sunt câțiva oameni și atâția copii, n-ai cum să... Eu de când eram mic organizam evenimente și proiecte. Ce proiecte organizai tu când erai copil? Ziua de naștere a fiecărui copil. Da, mergeam la președinția României, da, veneau la noi și mergeam și băteam pe la ușile sponsorilor și ne făcea ziua de naștere fiecărui copil. Când aveam puțin, când aveam mult. Ce frumos! Și copiii și acum și-aduc aminte, mă întâlnesc cu ei când s-au făcut mai mari și zic că mi-aduc aminte când ne-ai făcut pentru prima oară în viața asta ziua de naștere. Chemam toți copiii din centru. Și de făceam o dată pe lună celor care sunt născute în februarie. Acum le primeau cadouri, se simțeau importanți.
parcă avea un sens pentru a trăi, știi? Și cum te-ai gândit tu la chestia asta? La câți ani aveai când ai făcut chestia asta? 13, 14, 15. 15. Mergeam la director și spuneam, vreau să facem ceva. Și ne-am lăsat. Nu știu. Știi, îmi spunea un psiholog că parcă a pus o sămânță Dumnezeu în tine. Să faci ceva ce a... Toată lumea ești un om foarte special. Cum? Ești un om foarte special. A pus Dumnezeu ceva în tine. E un dar, știi că nu toată lumea poate să facă asta. E o chemare. Fiecare face în felul lui, dar mi-a plăcut să mă implic. Adică vreau de la școală ca să învăț pentru BAC sau să învăț pentru lecții. Noi învățam între noi colegii. Ne spuneam lecții unii altora. Și așa învățam. Erați un... nu ca frații, singur. Un pentru altul. Că acum știi că trebuie să înveți în cameră unul singur, să stai, să citești, să... Nu, băi, hai să zic, mâine am la biologie, la cutare. Voi știți cum e cu biologia? Sau ascultam radio seara la geografie. Acum se spune geogravarză. Și vremea va fi temperat continentală, excesivă, cutare. Și ce a spus seara la radio? I-am spus, doamne, la lucrare. Că am dădeam oral, știi? Cât ai luat? 9. 9, pentru că mi-a spus aia la radio. Cum e vreme. Așa gândeam, nu știu de ce. E o chestie faină. Mă uitam și în căs, dar făceam corelație, da, și cu ce spune radio. Știi că și radio spune vremea. Da, era interesant. Ai ajuns să fii înfiat? Măi, după 89 începeau să vină foarte multe ajutoare în România. Foarte mulți copii. În fiecare an în România, în prezent, ies cam 1000 de copii din orfelinate. Și acum nu mai sunt foarte mulți. Erau 40-50 de mii, acum sunt vreo 35 de mii. O diferență. Nu mai sunt centri de plasament, sunt case tip familial. Dar mai sunt orfelinate încă, dar nu așa multe. Și ce înseamnă case de tip familial? Adică te ia din centri de plasament și stai de câte exemplu, 10 într-o familie. Ah, okay. E o familie care are grijă de ei. O familie a mai mulți copii dintr-un centru și are grijă de ei. Da, exact. Înțeles. Sau locuințe sociale. Tinerii care sunt din centri de plasament locuiesc și își formează, depinde de viața independentă, să învețe să se descurce singur. Că în centru ești totul mecanic. Ai tot ce trebuie. Mm-hmm. Ai spălătorie, bucătărie, ai femeie de serviciu. Și tu practic nu știi să, când o să ajungi să pleci de acolo, nu să știi să speli hainele, exact. Nu să știi. Dar să eu tot timpul ajutam pe o femeie de serviciu, tot timpul ajutam la spălătorie, la bucătărie. Unde era nevoie, mă duceam. Cu ce vă putem ajuta? Ce? Trecea timpul. Era un departament cu călcat, călcam, știi? Da, erau coridoare la mari cu camere. E ok, ce să zic, vara, lenjerie, mai puțină, dormeam, dar mi-a plăcut, parcă mă simțeam așa, știi? Nu știu ce să zic, și bogățiile astea care le trăiești în copilărie s-ar putea să nu te maturizeze foarte mult dacă nu știi cum să le... Trebuie să fie totul moderat. Să te călească pentru viață, da, să faci față tuturor preocupărilor. Ai făcut vreo boacănă când erai adolescent? Povestești din una, două. Boacăne te ajută să te dezvolți. De exemplu, mi-aduc aminte, copii, adolescenți, să nu faceți ce vă spun. Mi-a venit o idee, luam plastelin și într-o seară am băgat în toate încheieturile de la uși. Ia să văd ce se întâmplă mâine, cine deschide ușile. Și nu mai putea nimeni să deschide ușile, trebuia cu grijă. Dar o chestie din asta. Cum? La birou directorului băgam, știi că baștia ca să deschide ușa. Și eu să băgam plastelin. Cine a făcut, ce se întâmplă? Vreau să văd reacția oamenilor. Cum mi-ai zis mai devreme că vreau să înveți ceva de la ei. Și se enervau cum a reacționat directorul, mai ți-a dus aminte? Da. Cred că aflau, nu aflau, făceam pe ascuns. Mai da, important vreau să văd cum, ce soluții găsesc oamenii când creează probleme. Așa veneam eu o chestie, știi? Știu, tot am tot auzit, e adevărat când faci 18 ani, că pleci din centru de plasament sau de la ofiliat? Până la 26, dacă urmezi o formă de învățământ. Eu am făcut și facultate de asistență socială. Să știi că nu este greu să înveți singur sau să lupți, că să se împingă cineva de la spate. Dar am zis să încerc. Dacă termin o clasă, dacă termin liceu, dacă eram a noua, m-am îmbolnăvit odată și am stat în spital 2 săptămâni, dar după aceea am recuperat, profesorii m-au înțeles. Adică am mers înainte, important și să mergi înainte. Cum mergeați la școală? Un grup de acolo? Păi da, aveam școala lângă centru. Era școala centrului sau o școală normală? Școala normală. Okay. Școala normală. Și cum se purtau cu colegii, cu voi sau profesorii? Era ok. Profesorii de matematică, aveam un profesor care ținea mai mult de când decât cu un sandwich. Îmi plăcea mult. Și erai la fel ca toți copiii, nu eram discriminați. Ceilalți, câteodată mai făceau orele colegii noștri, dar eu aveam dormitorul exact deasupra școlii și vedeam cum intrau copiii dimineața la curte, știi? Și eu cu 5 minute înainte, dacă mai aveam un examen, ceva de lucru, după aceea... Mergeai și tu. Da. Și vedeam diferența între copiii care vin din familie și cei care vin din gen. Cum ai văzut? Apropo de o chestie, când se mergea în tabere, am mers cu un coleg în satul mare la un medic, că a avut o problemă la mână. Și a întrebat, tu unde stai? Păi la o casă copiii. Păi, da, tot case. Zic, unde stai? La unde se adresa, știi?
Deci tot casa este și ea. Da. Oricum, sunt niște avantaje că pe noi încetul ne vizitează foarte mulți oameni. Înțelegi? Într-o familie nu te vizitează atâtea oameni cât ar vizita în centru. Ar trebui să fie un avantaj, știi? Deci ai multe de învățat, într-un fel. Da, dacă profiți să înveți. Dacă profiți. Deci sunt mulți care trebuie nu profită. Trebuie să-ți cauți interesul de a învăța lucruri, mai ales când ești într-un centru și știi că de la fiecare care vine... Și mai venea, într-adevăr, copiii plecau acasă, unii dintre ei, unii rămâneam, stăteam așa și mă uitam pe gardea, uite-mă, cât e lumea asta. Nu găsi și o familie, și o casă, și o cameră pentru mine. Și n-ai găsit niciodată? Băi, ce să zic, apropo de înfiere, noi după 89 aici rămăsesem, veneau foarte multe ajutoare. Știu că veneau mulți oameni din afară. Și au venit din Suedia, din Scoția, poliția din Finlanda, din multe țări, foarte mulți. Am avut de a face cu mulți oameni deosebiți. Învățam multe lucruri. Și oamenii își dedicau viața pentru copiii din România și nu numai. Și am primit un rucsac din America, care avea o scrisoare în ea. Și am răspuns la această scrisoare. Înainte nu era pe cu calculatorul, știi? Da, știu. Și am răspuns și... Scria în română? Mi-a răspuns în engleză. Știa engleză? M-a ajutat cineva pe acolo. Și scriam în engleză. Mi-a răspuns. Și al doilea an îmi trimitea exact rucsacul pe numele meu. Numele meu îmi veneau, dar oamenii nu știau cui trimite. De în fiecare an venea mai pe numele meu. Și până acum am ținut legătura cu ei. Și de fiecare dată de ziua mea, odată pe an îmi trimite $100. Extraordinar, da. Și zice, tot timpul mă încuraja să merg înainte. M-au adoptat la distanță. N-au vrut să mă adopte, dar legile erau destul de complicate în România. Da. Dar tot timpul știa că am pe cineva care să... Carolin o cheamă. Ce frumos. A fost în România acum 2 ani. Deci ai cunoscut-o? Da, și am fost și eu când am fost cu Flor și Stele în America. A venit acolo, a fost o chestie emoțională. Ai fugit vreodată de la centru? Da, cum să nu? De ce să nu fug? Mai ales când ne băteau aia mari sau făceau ceva, fugeam. Aveam un doctor... Și unde fugeați? Eu mergeam la spital, Careman. Era un doctor director de spital și mereu mă interna acolo. Mă dădea vitamine, socializam, ajutam pe acolo, eram un pacient social. Și mi-aduc aminte că au venit niște ajutoare, eram de Crăciun la spital și scria pe ele casă de copii numărul 9, adică de unde eram, urma să meargă la centru și am zis, eu sunt de acolo, mi-a dat mie cutia, eu la cutie bani. Și mi-a dat-o. Da. Mai veneau și alte fete de la alte, că aveam și fete, centre de fete și de băieți. Deci nu erați amestecați? Nu erau mixte. Nu, și mai erau și fete internate pe acolo și la fete veneau mai mulți decât la mine și treceau și pe la mine, ne mai dădea cadouri. Era o chestie frumoasă așa. Dar după ce veneam, știa că fug și nu s-o mai nimeni de mine. Păi da. Deci cei mai mari vă băteau pe ăștia mai mici, nu? Da, ne mai caftau, da. Asta e viața. Nu, eu am reușit să nu primesc atâta bătaie, am mai primit o dată, dar nu des și încercam să găsim soluții să ieșim. Și e greu. Și în București încă era bine, dar în țară mulți ani a continuat după aceea. Mă rog. Și... Oricum, urmează să fac o carte, adică scriu la o carte, Născut pentru a învinge și acolo să fie povestea mea cu multe lucruri. Știu că colaborez cu René și cu Carmen Stoica. Cu René și Carmen Stoica? Da. Da, pușa, zic, da. E familie deosebită. În ce constă colaborarea aceasta? De când lucrezi cu ei? De când eram în centru. Mi-aduc aminte că am chemat pentru prima oară la mine la centru să-mi cânte. Da, au cântat acolo și de acolo am devenit prieteni. Câți ani aveai atunci? Nu știu, aveam 16 ani. Și de atunci ai început să... Și l-am organizat niște concerte. Așa, fără să te pună nimeni, le-ai organizat lor sau ai vorbit cu ei? Da, pur și simplu. Nu, prima oară am dus la copii, i-am vrut să îi chem să duc, merg la copii la ICC, am mers cu ei, am cântat și după aceea am mai vorbit în alte locații și am devenit o chestie faină de tot. M-a așteptat foarte mult cu de copii și eu am dezvoltat, dar și pe ei am scos în lume. Adică cu curajul pe care l-am avut și pe care mi-a dat Dumnezeu de a le găsi, să nu cunoști, să faci, deci de 10 ani, chiar mai mult de 12 ani, asta sunt managerul lor. Practic ce faci? Și de ce i-am dus în America, lor? I-am dus peste tot, fără să cunosc pe oameni. Unde i-ai dus? Pune-ne așa câteva. Păi Germania, Statele Unite Americii, Suedia, Finlanda, Olanda. Și cum ai reușit tu să vorbești cu oamenii de acolo? Păi, în primul rând îmi făceam un plan, e tot așa, e un proiect. Corul de copii este un proiect din viața mea. Să vorbim de-a și despre proiectele tale și... În fiecare lună, la două luni unde mergem? Păi hai să facem un plan. Păi mergem unde? Vreau să merg. Mă uitam pe altul unde n-a fost, în Suedia. Pa. Scriam la suedezi, în Biserica Adventistă, încercam să caut români din Suedia care să vorbească cu biserica și să organizăm un concert. Înțeles. Așa căutam. Și oamenii sunt deschiși de obicei, nu?
acceptă ușor? Să știi că în comunitate oamenii nu iau decizii. În Europa, în biserici, oamenii nu au decizii fără pastor. Pastorul chiar este respectat și are un cuvânt de lege. Dar tot timpul am încercat să găsim soluții. Am stat și la școli, în Norvegia. A fost ok. Ce să zic? Oamenii sunt deschiși. Sunt un fel de reticienți, o expresie așa, în sensul că au o teamă până te cunosc, dar după ce cântam prima piesă, oamenii se deschideau mai mult. Au rețineri, oarecum, da. Dar a fost ok. I-am spus că muzica vă ajută să investească mai mult. Oamenii au pregătit pentru niște chestii mici și am devenit să se investească mai mult. Mai mult. Da. Adică i-a plimbat, dat acasă, are mai bună, au investit mai mult în ei, știi? Foarte frumos. Hai să vorbim puțin despre proiectele tale. Ce proiecte ai acum în desfășurare? Asociația Șansa Ta. Hai, spunem ce ai avut și ai avem avut un proiect în derulare. Și ce ai avut și s-a încheiat? Nu prea avem. Noi nu prea încheiem proiectele. Pentru că proiectele înseamnă viață. Și dacă închizi un proiect, na. Avem proiecte pentru rechise pentru viitorul tău, în care dăm în fiecare an, la început de școală, la 300 de copii rechizite. Și pe parcursul anului, în cazul de nevoi. Mai lăsăm să mai ia și părinți unde este nevoie și unde nu este nevoie să intervenim și noi. Proiectul O Șansă Caldă, în care de 7 ani dăm mâncare la persoane fără adăpost, copii, bătrâni, tineri, care provin din familii defavorizate, care dăm pe stradă, care provin din centre. Găsesc oarecum un brăgaz de hrană acolo și de speranță. Mai dăm și consiliere socială. Vorbiți cu voluntarii, ei? Voluntarii vorbesc cu ei, discută pe probleme. Ne mai facem atât de identitate, ne mai ajutăm și medical, cu ce putem. Fiecare voluntar care vine la noi și au daruri, încercăm să-i rugăm să implice cum... Deci aveți că... asta cu că oferiți mâncare? Așa, avem tabăra din viața ta. Tabăra de vară? Tabăra copiii care sunt din familii defavorizate, ducem în tabere de companioni. Știu că am fost și eu care... în taberele astea și te văd mereu pe acolo cu grupa ta de și copii. Și eu nu... Da, cum să zic eu, le face bine să știi chestia asta. Știi, eu știu că lucrare social, dar și de misiune și spirituală îi ajută foarte mult. Pe moment nu-ți dai seama, dar în timp îi ajută. Da. Avem tabăra... Mă rog, avem și la mare și la munte. Sunt copii care nu au niciodată nici la mare, nici la munte. Și mai avem proiectul Zâmbetul din cutie, tot la 7 ediție, 55 de Crăciun, școli. Parcă, din câte știu. Ce 55 de școli s-au implicat anul ăsta cu 10.000 de copii, în care am trimis la 16 județe peste 35 de comune și sate. Explică-ne puțin ce înseamnă, că mulți dintre... Ce să spun? Asta cu cutiile. Toate proiectele găsiți pe Asociația Șansa Ta pe Facebook. Zâmbetul din cutie este o campanie de Crăciun în care implicăm copiii din școlile bucureștene, copiii boierilor, le spun eu, dar nu neapărat, care fac cutii, le trimit... Ce sunt în cutiile astea? Le duc igienico-sanitare, rechizite, hăinuțe, dulciuri, cărți și așa mai departe. Le faci într-o cutie, copii pentru copii, știi? Mai există proiecte de genul ăsta și pe alte ONG-uri, dar aceste cutii sunt centralizate de școli, iar școlile centralizează într-un depozit foarte mare, în cadrul Romaero, cum a fost până acum. Și pe bază de liste solicitate, noi în fiecare an selectăm niște județe și comune. Asta vreau să te întreb. Primim listele din primării și pe baza listelor noi direcționăm cutiile. Cutiile sunt pe vârste, pe gen și foarte cu inspectorate, cu școlile și este foarte bun. Și altceva ce mai aveți? Avem un centru social pentru copii. Unde este? Este un proiect de suflet în Bilciurești, comuna Bilciurești, județul Dâmbovița, la 25-30 km București. Nu e așa de departe. Nu este departe. Și este un câți copii sunt acolo? Avem 180 de copii acolo, de care avem grijă. Și în pece de zi. Chestia asta, să faci centrul ăsta sau... Măi, cum a proiect? De la O Șansă Caldă a proiect. Prin Helmut, domnul Helmut Schlotter, un neamț, printre cineva, pentru că noi cu bani puțin facem lucruri faine, a auzit de noi și a investit la Cluj, n-au avut oameni serioși acolo și a aflat de noi și a cumpărat pentru copiii din România un centru. 6.000 de metri pătrați are, cu dormitoare, cu cantină și așa mai departe. Mai trebuie să lucrăm la acoperiș, avem probleme cu acoperișul, sperăm în primăvara aceasta să găsim voluntari și să reușim. Sigur că o să vrem să facem o piscină socială acolo, cu braz, cu... Frumos.
pentru copii ca să prevenim abandonul școlar și social, înțelegi? Și avem și dormitoare pentru copii care nu au unde să mai stea, care rămân fără părinți. E o lucrare frumoasă și de viitor, cu o mare responsabilitate. Și pentru mine, dar și pentru comunitate și societate. E o provocare pentru fiecare dintre noi. Și câți oameni lucrează acolo? Sau... Păi avem un angajat acolo, un administrator și este cu voluntari. Foarte frumos. Deci dacă cineva o să vrea să te ajute sau să-ți ofere ajutorul, o să te caute pe Facebook sau îți dă un mesaj și vorbiți voi, nu? Sigur că da. Pentru detalii ne pot găsi pe internet. Haideți să urmărim niște poze, că am luat câteva poze de pe Facebook-ul asociației. Haideți să ne povestești puțin Brigada Rutieră București. Ce s-a întâmplat în fiecare aici? An de 2 ani, copiii de la Asociația Șansa Ta, noi am făcut un cor de copii, am fost invitați să cântăm copiii polițiștilor. Brigada Rutieră a municipiului București a invitat. Și cum ai ajuns să vorbești cu... Pentru că eu, când eram mic, veneau polițiștii la noi și ne ducea cadouri. Și m-am gândit eu, de ce să mergem să cântăm și copiii polițiștilor? Și am venit cu comandantul pe București, pe Brigada Rutieră, și ne-a dat posibilitatea să încântăm copiilor. Deci iau o sărbare copiii polițiștilor. Și, deci copiii polițiștilor au o sărbare și ați venit și voi? Am fost invitați de ei. După ce l-am scris de noi, așa, l-am scris despre asociație. Despre voi. Și ne-au adoptat într-un fel. Și a dat niște cadouri, au făcut, i-a învățat pe copii cursuri de rutieră, s-au cătă mașini, au văzut cum dau drumul la sirene, ce înseamnă legislație, responsabilitate, cum să fii corect, un cetățean... Da, lucruri foarte frumoase. Aici, cred că e... Zâmbetul din cutie. Cutiile, da. Una din imagini este... Am luat puține așa. Da. Pe internet găsiți, scrie zâmbetul din cutie, vă duceți la imagini și la video și găsiți tot ce vezi pe fiecare proiect în parte. Aici este concertul umanitar Zâmbetul din cutie. Ce s-a întâmplat la concertul ăsta? Păi sunt voluntarii și din copiii beneficiari care au primit pachete. Copiii din centrul de plasament au fost... Noi în fiecare an dăm și un concert umanitar în care invităm copiii din centru de plasament și împreună cu... Și pentru ei, cum ar veni, nu? Adică... Pentru ei. Pentru ei este. Anul ăsta ne-a ajutat Maia Morgăștin, un om deosebit, și mulți artiști care se implică. O să vorbim puțin despre artiști. Uite, aici e o poză la Terme. Este 20 de copii. Terme este un complex de spa, piscine. Am scris un e-mail doamnei de acolo. Ca să ușurăm viața copiilor, noi nu putem să cerem bani. Noi mergem și cerem produsul. Ne primiți cu 20 de copii și pe noi acolo, sau 30, sunt copii care au fost în viața lor. Păi imaginez, nu. Am avut un copil cu handicap și avem, care niciodată nu s-a dus să facă baie, pentru că el la 12 ani a făcut un accident, acum are 13 ani jumate, și l-am dus la piscină pentru prima oară în viața lui. L-a marcat foarte mult, pentru că el a văzut apa și el a frică că râde cineva din jurul lui. Și ți-am promis, nu o să râde nimeni. Și da. Și a fost fără un picior avea și cu grijă l-am dus și cu chestii. Mi se pare așa impresionant cum tu te duci așa fără... Ai curaj și te duci și le dai mesaje la oamenii aceștia și îți răspund așa de curaj, frumos. Apropo de curaj, toate proiectele au fost premiate. În ultimii 4 ani am primit locul întâi la foarte multe proiecte. La Gala Societății Civile, la Gala Oameni pentru Oameni, la Gala Națională Voluntarilor, la foarte multe la gale. Dar noi nu alegăm după premii. Noi am depus ca orice ONG, pentru că e important ca oamenii să te cunoască și să arătăm oamenilor ce facem. Nu e ca o mândrie, ci ca oamenii pot să ajute și ei, știi? Și este o carte de vizită și pentru noi, dar și pentru ei. Că în lume mai sunt oameni care se gândesc la ceilalți. Și cineva chiar m-a făcut un cercetător profesionist la gală. Da, cercetător profesionist. Adică noi mergem să cerem oamenilor pentru alții. Înțelegi? Înțeles. Adică... Instanța ONG, fiind are hotărâre judecătorească, suntem acreditați de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, urmăm să acredităm și anumite servicii, deci suntem în standarde. Foarte frumos. Mai sunt câteva poze de la gara. Ia să vedem. Gara de Nord, o șansă caldă. Să știți că facem voluntariat nu numai cu prieteni de pe Facebook sau cu școli, și cu beneficiarii noștri. Îi aducem să vadă că sunt și alții mai mărâți decât ei. Ce frumos. Okay. Ce le dați? Uite, băiatul cu căciulă din partea dreaptă, cu hanoragul roșu, așa. El a avut un accident. El nu avea picior? Da. Și a venit cum s-a să ne ajute. El să ajute pe alții? Păi de la centrul nostru social. Noi l-am chemat cu noi. Adică, că vin celanții. Îmi place că el nu l-a făcut să nu se simte exclus. Nu, chiar îi face bine. Să știți că voluntariatul te face o mare. Te schimbă, te scoate de depresie. Te face un adolescent, apropo de emisiunea de adolescenți, te face să fii mai responsabil în societate. Și dacă nu vezi de pe acum să te implici în jurul tău... Normal că nu o să faci nici mai târziu. Exact. Acum te pregătești pentru viață.
Ce spun ție copiii ăștia când vin la tine? Ce spun copiii? Ce spun? Se bucură? Au cuvinte? Da, chiar ce să zic? Tu cum te simți când îi vezi așa? Eu și când merg cu mașina mică și mai sunt copii în alte mașini, fac cu mâna, nu știu, e o chemare. Ce să zic? Copiii au nevoie de modele. Au nevoie să se implice de mic. Uitați-vă în Japonia, copiii în școli sunt de mii să facă curat, să spele pe jos, să spele vase. Nu sunt ocrotiși și ținuți în brațe. Nu. Să fie responsabili de mii și le place foarte mult lucrul ăsta, știi? Că îi ajută și pe ei să aibă grijă de ei în casa lor, să învețe mai bine, să fie mai responsabili. Înțelegi? Mai ales când te afli în dificultate și nu ai posibilități. Înțelegi? Noi te ajutăm, dar ajută și tu mai ca să prețuiești ceea ce faci. Că dacă dai degeaba, nu, oamenii te ajută. Înțelegi? Ziceai că vor să vadă un model. Pe tine te văd ca un model? Cred că da. Știi? Dacă vin după mine, eu dau un semnal și vin o grămadă. Da, vin foarte mulți. Cum te simți? Pentru că părinții, unii care au părinți, muncesc până seara, unii care nu au posibilități, cum să mă simt? Împlinit. Împlinit, pentru că pentru mine viața înseamnă ceilalți. Ce frumos! Poți să ne spui câteva personalități cultural, artistice și religioase cu care ai colaborat? Păi, proiectul O șansă caldă este Nicolae Tand, un celebru bucătar care am ajuns la ei prin alții și mi-a zis, ai grijă că e un om deosebit, să nu-l deranjez. Eu nu l-am deranjat. Chiar ne-am împrietenit, am rămas uimit, am și mirat cei care ne-au recomandat ce relație bună avem. Și cum, practic, cum vă ajută? Ne pregătește mâncare. Este ambasadorul Asociației Șansa Ta. Pe unde merge, spune despre noi. Asta înseamnă un ambasador. Să te promoveze și să te să facă cunoscut celor din jurul tău. Foarte frumos. Și alții? Mai zis de Maia Morgăștăn? Maia Morgăștăn este un... Mai sunt din lume Gen Cabral sau alte vedete care ne ajută. Mai sunt din partea bisericii. Sunt foarte mulți oameni care ne ajută. Biserica în sine îi numesc... Acum vreau să te... Că tot ai menționat de biserică. Mai sunt artiști care au cântat... sunt foarte mulți artiști buni care cântă în care biserici și ne mai ajută. Eu la concertele noastre. Foarte frumos. Și încerc să aleg în concerte muzica bună, de calitate, nu numai spirituală, dar și de altă nuanță, dar cât de cât echilibrată. Nu așa trebuie să fie echilibrat. Medicul chiar recomandă să fie echilibrat. Am o vorbă de-a mea. Ai menționat despre de biserică. Cum te-ai apropiat de Dumnezeu? Diriginta mea, nu știu dacă era adventistă. Cred că era. Sau protestantă, nu știu. Eu când eram mic, în clasa 12-a, trebuia să fac, în clasa 10-a, între 10 și 12, vreau să fac, diriginta mea la liceu era un om deosebit. Și tot îmi spunea multe lucruri faine, am învățat foarte multe lucruri și ziceam, m-am dus la ea ca să fac meditații, că nu-mi permiteam. Și mergeam duminica la ea, că sâmbătă nu vrea să mergem. Deci... Și am întrebat-o, de ce sâmbătă să nu merg? Păi eu sâmbătă mă odihnesc. Ok. Și aveam multe flori în casă, avea liniște, mânca sănătos. Ok. Și m-am meditat gratuit și învățam multe lucruri faine. Și de atunci mi s-a prins niște scântei. A, sănătate, ok. Și am cunoscut o familie azăvabă care a avut grijă, era exact lângă centru, primeam tot felul de lucruri. Apropo, la centru primeam multe lucruri, portocale, de exemplu. Păi eu cu portocalele am învățat să fac suc. Înțelegi? Și mergeam, mă învăța tanti să facă, de exemplu, să fac suc și făceam suc cu copiii de acolo și mâncam sănătos. Și deodată să știi că schimbarea mea în centru s-a văzut foarte mult. De când am cunoscut oameni religioși, de când am cunoscut oameni deosebiți în viața mea. Adică comportamentul meu, ținuta mea, stilul de viață, știi? Tot ce venea pe acolo, venea ketchup, de exemplu, din Olanda. Și ne dădea la desert, dar nu mâncau copiii ketchup. Înțelegi? Am mâncat pe pere sau... Da, că erau plicuțe din alea micuțe, dulce, da, și... Dar era foarte bun, știi? Da. Și, na, venea o cantitate foarte mare. Nu. Și cum ai ajuns să mergi la biserică? Cum te-ai dus tu prima dată? Păi veneau foarte mulți oameni la ea în casă și îmi vorbea despre Dumnezeu, ne rugam foarte mult și a spus că o viață fără Dumnezeu nu se poate, știi? Și acolo am cunoscut lucrurile. Și după ei. Te-ai dus singur la biserică sau... M-a dus cineva la o biserică acolo. Și îți mai aduci aminte la ce biserică ai mers? Biserica Crinu, cred, din București, a fost primul contact și acolo am văzut, parcă erau, nu știu, la o conferință, au lucruri faine de tot. Era ca o școală. Te-ai simțit? Era fost o școală. Cum te-ai simțit? Îți dai seama, vin dintr-un centru, ai nevoie să te dezvolți, ești ca un burete. Te-au primit oamenii frumos acolo? Sau? Da, au avut grijă de mine mulți ani, foarte mulți ani împreună.
mi-era greu, pentru că toată lumea pleca acasă, mergeam, știi? Dar a fost o chestie faină, pentru că aveam semnale bune de schimbare în viața mea. Și aveam și încă un sens în viață, știi? Când mergi la o biserică, e altceva. Cum mergi la școală, cum mergi la... Văd că ai adus cu tine o revistă. Poți să ne povestești puțin? Da, Dani, cum să nu? Și... Păi, cum să nu-ți povestesc? Stai așa, că ți-o dau, stai puțin. Bine, așa. Ferește spre viitor. Am înțeles. Și cum ți-a venit ideea pentru această revistă? Păi, vreau să vă spun un lucru. Lecția pe care am învățat-o în cei 7 ani de Asociația Șansa Ta se află în această revistă. Deci, asta, cum ar proiecte, veni revista asta înseamnă poze. Cei 7 ani? Da, sunt cele 7 ani de activități pe care am avut noi în Asociația Șansa Ta. Și o pot găsi oamenii asta care... Asta vreau să te întreb, cum se poate găsi? Dacă vor această revistă, pot aici face o donație și le putem pe prima oferi pagină ești tu, uite, văd aici jos. Da, trebuie să spun câteva cuvinte. Și aici sunt Nicolae Tan și de mai amorgește, care spunea câteva lucruri. Foarte frumos. Deci eu spune-ne încă o dată cum pot oamenii face. Oamenii, dacă doresc, scrie pe Facebook că doresc o revistă și pot face o donație cât doresc. Deci o șansă spre o lume mai bună. Cu banii aceștia putem să contribuim și să continuăm proiectele noastre și nu. Deci, dar n-am făcut-o ca să o vindem, ci am făcut-o ca să arătăm oamenilor ca o carte de vizită, dar dacă pot face o donație, sigur că da, putem oferi cu mare drag. Este primul semn de maturitate media, într-un fel, știi? Așa. Cum sunt adolescenții cu care intri tu în contact? Sunt normal ca toți ceilalți, numai că sunt diferiți un pic. Trăim într-o lume destul de dificilă, dragii mei adolescenți, adică într-o lume rebelă. Sunt foarte mulți adolescenți care stau singuri acasă, unii sunt plecați în străinătate. Este acum problema asta de abandon, știi? Da, știu. Adolescenții din ziua de azi trebuie să-i multă răbdare cu ei și să-i pui la treabă, că au foarte multe daruri. Au foarte multe și dacă știi să le descoperi, trebuie să-i răbdare și să-i lași pe ei să aleagă. Suntem ca un gărbune din care putem să devenim un diamant. S-ar putea ca în cărbunele să fie diamantul. Mm. Ce să zic, lucrăm cu foarte mulți. Avem 300 de voluntari, din care peste 100 sunt numai adolescenți. Și îmi place să lucrez cu ei și ei ne place să lucreze cu noi. E o viață frumoasă. Trebuie să aibă grijă cum merg înainte. Că e provocatoare. Este vârsta cea mai dificilă din viață. Înțelegi? Dacă știi să te ții frânghiile pe care să te ancorezi, înțelegi? Atunci lucrurile devin ok. Și cum găsești adolescenții sau copiii cu probleme? Vin ei la tine? Ai ajuns atât de sus? Adolescenții sunt diferiți în sensul că dacă provin din o familie înstărită, sunt părinți care ne contactează. Copilul meu nu mai fac față la ei, nu mă mai ascultă, nu mai merge la școală, s-a apucat de droguri, s-a apucat de multe chestii, vine târziu. E o perioadă dificilă. Înțelegi? Adolescența este o perioadă dificilă, okay, de rebeliune. Dar nu trebuie să intri în panică. Trebuie să stai de vorbă cu ei și să vezi care sunt cauzele de ajuns aici. Pentru că în primii 7 ani de acasă zice că te formezi, să zicem, știi? Copiii care provin din viața socială, ei nu au posibilitatea să-și dezvolte niște lucruri pe care să devină rebeli, cum își permit. Dacă ai bani, îți permiți să faci multe lucruri, știi? Da. Ce să zic? Cam asta sunt lucruri. Acum, mai avem puțin timp, poți să spui un mesaj adolescenților? Da, voluntariatul te face op mare. Și te implicându-te în viața celor din jur, te ajută să scapi de depresie, te ajută să fii un bun cetățean. Știți că există acum și legea voluntarilor, poți să primești o diplomă, un certificat, nu te poți angaja fără lucrurile astea, te întreabă dacă ai experiență. Voluntariatul este experiență, conform legii. Și faceți proiecte în viața voastră, fiți creativi și o să fie bine. Lucrurile în jurul vostru se schimbă datorită vouă, care voi faceți ceva pentru cei din jur. Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Exact. Gabi, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea. Deci, la sfârșit, acum mai spune-te, rog, o dată cum poate lumea să te contacteze pentru... Păi pe asociațiașansata.ro, pe www.asociațiașa, pe Facebook. Ne pot contacta și la telefon. Cel mai ușor pe Facebook, printr-un mesaj. Pe Facebook, da. Tu răspunzi exact la toată lumea. Eu la toate ne răspund și ne bucurăm pentru fiecare om. Apreciem fiecare om care ne răspunde. Și că ai probleme, și că ai binecuvântări. Noi te așteptăm în familia noastră. Și mulțumesc mult pentru invitație. Cu mare plăcere. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și
că ați auzit ce ne-a spus Gabriel. Să nu uitați că puteți să vă luați o revistă și să-i ajutați. O seară frumoasă! La revedere!